Dragilor, bine v-am regăsit pe Hello Sănătate TV. Suntem la Luana Show pentru un nou episod care sigur o să vă facă plăcere, pentru că este emoțional, este cu ceea ce ne place cel mai mult să avem alături de noi, un pet, un cățel, și pentru că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc au animale. Am invitat alături de noi un celebru medic veterinar din București, care are o activitate foarte spectacular, aș spune, pe Facebook, în sensul în care noi putem să vedem pe micuții pacienți care vin acolo cum trec prin tot felul de tratamente și majoritatea poveștilor, aproape toate, sunt cu happy end. Pentru că sunt foarte multe probleme atunci când adopți un cățel sau când îți cumperi un cățel, am decis să vorbim cât de sănătos este pentru o familie să introducă în viața lor un cățel, apoi să intrăm puțin în rasele care sunt potrivite celor care locuiesc în apartament versus celor care locuiesc la curte, pentru a diminua cât mai mult problematica pe care o aduce în viața unei familii prezența unui animăluț. Așadar, bine ați venit, domnul doctor Constantin Ifteme, alături de noi. Mulțumesc mult de invitație și chiar îmi face mare plăcere să vin la dumneavoastră în emisiune. Am văzut că mai participați în diverse locuri unde cei care au vloggeri, podcasturi, cei care au chiar și emisiuni unde se pot veni cu sfaturi concrete, practice pentru cei care au... Astăzi vom vorbi doar despre căței, poate mai veniți o dată să vorbim și despre pisici. Pentru că în lumea asta necuvântătoarelor se creează niște conexiuni de profunde. Uneori un câine te impactează mai mult decât un membru al familiei. Și dramele aferente unor întâmplări nefericite sunt la fel de intense. Grijile sunt foarte mari și oamenii ar trebui să cunoască, înainte să-și dorească un câine, o mulțime de lucruri pentru ca atât sănătatea emoțională a familiei sau a persoanei care ia câinele, cât și toate întâmplările care urmează să fie din, hai să zicem, zona celor fericite, nu nefericite. Da, într-adevăr, în primul rând, când ne gândim să aducem un suflet în casă, trebuie să ne gândim dacă suntem compatibili cu... Vorbim azi de căței. În primul rând, trebuie să știm că trebuie să-i acordăm un anumit spațiu, trebuie să-i acordăm timp, e nevoie de ceva resurse financiare... Eu, dacă mi-aș lua un cățel, mi-aș lua un cățel care să fie compatibil cu activitatea mea curentă. Dacă sunt plecat 10, 12, 14 ore de acasă, trebuie să găsesc un cățel care să nu aibă nevoie de atât, să spunem, de ieșire atât de dese în parc. Dau un exemplu, luăm un beagle. Un beagle are nevoie de 2-3 ore de alergat. În momentul în care nu-l alergi, o să alerge prin casă și o să consume energia și o să roadă foarte multe lucruri prin casă, o să distrugă și atunci deja devine acea incompatibilitate în care proprietarul spune, domne, mi-am luat un câine care să-mi distrugă oarecum ordinea vieții mele. În afară chiar există servicii de consiliere, înainte să-ți iei un cățel, te duci și îți face profilul și spui, domne, tu ești compatibil cu acest cățel. Ai nevoie de un câine mai sedentar, ai nevoie de un câine mai jucăuș, ai nevoie de un câine adult. Sunt foarte multe, să spunem, zone de unde poți să adopți, mai ales adăposturi, atât în România cât și în afară, și poți să mergi acolo să adopți un câine adult care și nu mai treci prin acele momente în primul an de viață în care animalul îți poate strica foarte multe lucruri. Într-adevăr, îți aduce și foarte multe bucurii pui de cățel, dar sunt oameni care nu sunt pregătiți pentru așa ceva și mai degrabă și iau un cățel deja educat, care merge în lesă, care știe să-și facă nevoile afară, distruge mai puțin în casă și de aici deja vorbim de o compatibilitate între cel care adoptă și sufletelul care vine în casă. Cred că a fost o perioadă în care mult mai mult ca în orice alte etape de timp s-au cumpărat căței, pentru că fiind pandemia și stând foarte mult lumea în casă, lipsa de conexiune cu alți oameni, te duceau cu să ne luăm câine, după care început dramele despre care vorbiți, în sensul în care era o incompatibilitate de rasă de câine cu familia care l-adopta, apoi problemele financiare care apar, pentru că lumea nu se interesează, adică nu există o educație în acest sens.
apoi tot felul de alte chestii, nu știu, ca și când îți iei un câine, dar te aștept să nu-i cadă părul. La majoritatea raselor năpârlezi și ai păr în casă peste tot, adică ai de diluit cu foarte multe lucruri. Apoi sunt vaccinurile astea care trebuie toate, poate apar și alte nevoi de tratamente, toate au costuri, deci trebuie să fii pregătit. Chiar mă uitam că sunt pe, eu având un mops, un puguleț, sunt înscrisă pe toate grupurile astea de puci și mă uitam afară, deci sunt niște costuri pentru tocmai ca să te responsabilizezi, adică domnule, îți permis să ții un câine, câinele e foarte valoros, nu știu, ajung între 5.000 și 10.000 de dolari în America un astfel de cățel, iar costurile unor tratamente veterinare sunt imense, adică chiar depășesc zona umană, adică versus medicina umană. Tocmai pentru că ei acolo nu te încurajează decât poate în zona adopțiilor, dar dacă vrei un câine, nu știu cum, de fițe sau așa, trebuie să ți-l permiți. Și ca griji, costurile veterinarului care are grijă de el, nu e chiar așa, adică e o viață, nu avem de diluit cu nu știu ce chestii din capul nostru care după ce ne plictisim îi aruncăm, îi lăsăm în stradă sau îi lăsăm să moară în chinuri. Apoi trebuie să avem în vedere că există chiar o terapie prin câini, pentru că sunt foarte mulți oameni singuri, însingurați, iar un câine chiar este o terapie acasă. Da, aș vrea să punctăm puțin aici partea asta cu terapia, mai ales în perioada aceasta de când, de anul trecut, din luna martie, aprilie, de când a fost lockdown-ul, într-adevăr, foarte mulți au luat pe lângă casă un cățel sau o pisică pentru a mai umple puțin timpul ăsta în care noi nu ieșeam afară, dar e o soluție foarte bună și pentru oamenii care nu au probleme, dar perioada asta în care noi ne-a ținut oarecum distanțarea asta socială ne poate afecta, putem declanșa anumite afecțiuni, inclusiv depresie, și animăluțele pot fi un medicament foarte bun pentru aceste, să spunem, probleme cauzate de distanțarea socială. Într-adevăr, vorbeam cu cei din adăposturi, au fost foarte multe adopții și lucrurile astea mă bucură. Foarte mulți căței și-au găsit case sau și-au găsit cămine. Oamenii s-au ocupat, să știți, că foarte mult în perioada asta, din punct de vedere al sănătății, faptul că au stat acasă, au văzut mai multe probleme, au venit mai des la medicul veterinar, iar unii dintre ei și-au luat cățel doar ca să iasă afară. Vă aduceți aminte că era un motiv, motiv întemeiat. Câteva luni nu puteai să... Dă-mi și mie cățelul tău. Exact. Trebuiau să iasă și ei puțin afară, iar cățelul era un motiv foarte întemeiat, iar noi în toată perioada asta am lucrat intens, exact ca și medicii umani. Noi n-am avut o zi în care să fim închiși de către autorități, iar oamenii au circulat, să spunem, noi avem clientelă inclusiv din nordul țării, gen Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Botoșani. Și era singurul motiv pentru care oamenii puteau să, sau pentru probleme de sănătate, un deces în familie, dar printre motivele, să spunem, întemeiate, era inclusiv tratamentul animalelor de companie. Am vorbit inclusiv cu colegi în afara țării. Deci în perioada asta vizitele la medicul veterinar au fost mult mai dese decât în perioada, să spunem, de dinainte de pandemie. Au stat acasă, au văzut că un cățel tușește mai mult, parcă li s-a părut că aud altceva în respirație, l-au văzut că are o simptomatologie digestivă mai deasă decât nu vedeau ei înainte, proprietarii, mai ales că timpul lor era ocupat cu mersul la muncă. Iar referitor la partea, să spunem, costurilor, în momentul în care îți achiziționezi un animăluț, în România noi vorbim de foarte multe animăluțe care sunt, să spunem, mai mult de categoria pet, nu animale de rasă pură. În afară, lucrurile sunt clarificate foarte, foarte, foarte bine. Există crescători care fac selecție, duc o muncă, să spunem, intensă pentru a aduce rasa la un anumit nivel, puritate da. Fără probleme, să spunem, de boli genetice, să fie o rasă, să ai garanția că ți-ai luat rasa respectivă și atunci vin și cu costurile aferente. Dacă vorbim de un cățel din adopt,
opție, într-adevăr, să le iei dintr-un adăpost, nu ai costuri decât de întreținere. Versus ceea ce se întâmplă în România, ca și serviciile medicale, într-adevăr, sunt mult mai scumpe în afară. Dar Anglia, vă spun, 99% dintre pacienți sunt asigurați acolo, au asigurări. La noi nu există asigurări. În America, cred că sunt în jur de 50-60% din căței asigurați. Și de aici ai clar și un alt stil de viață. Un alt stil de viață, spre deosebire de zona asta geografică, în care includem și România, Bulgaria, Turcia, Republica Moldova, dar într-adevăr și în România pot fi costuri pe care la un moment dat proprietarii să aibă surpriză să nu le poată suporta. Dar am văzut de foarte multe ori un efort comun, mai ales pe grupurile unde spuneați dumneavoastră, sunt iubitori de animale care cer ajutorul și de obicei aceste comunități chiar îi ajută și își rezolvă într-un final problema. Referitor la costurile de tratamente, gândiți-vă că în ultimii 10 ani în clinicile veterinare și în cabinetele veterinare s-a investit foarte mult în aparatură, s-a investit foarte mult în pregătirea profesională. Medicii merg să perfecționeze în vestul Europei, merg să perfecționeze în Statele Unite. Unele costuri pentru cursuri ajung inclusiv în jur de $2,000-$2,500 pe zi, deci pe 8 ore de curs. Gândiți-vă că aceste lucruri se răsfrâng oarecum și în factura finală a serviciului medical oferit. De asta e bine de știut dinainte, în momentul în care ții un cățel, ce probleme poți să ai cu el pe viitor. Dacă dăm exemplu cățelului dumneavoastră, un pug. Știți foarte bine, cei cu brahicefalici înseamnă căței cu botul turtit. Au probleme respiratorii. Și atunci trebuie să ai foarte mare grijă de unde îți achiziționezi cățelul. Mergi la un crescător care a făcut o selecție riguroasă, nu a avut probleme pe tot arborele genealogic din punctul ăsta de vedere. Ce alte probleme mai pot avea ei? Au probleme oftalmologice, știți, ați văzut, ieșiți din orbite, le se mai răsfrânge pleoapa în interior și le zgârie cornea. Deci trebuie să vezi inclusiv lucrurile astea. Au probleme dermatologice, au probleme digestive, au probleme neurologice. Atunci și tu te gândești, oare în perioada următoare, un an, 2 ani, 10 ani de zile, cât o să am acest cățel, îmi pot permite să întrețin toate lucrurile astea? Din păcate, oamenii se uită în vitrină, își iau un cățel de câteva sute de euro, ochii aceia te cuceresc, da. Ajungi acasă și vezi că încep să apară probleme care, într-adevăr, necesită resurse financiare importante. Și nu poți face față și chiar e un disconfort pentru proprietar din punctul ăsta de vedere. Dar, cum v-am zis, într-un final, dacă eu am o vorbă pe care o spun inclusiv clienților, când sunt situații de genul ăsta, chiar le recomand să apeleze la comunități, la grupuri, pentru că și ei se pot confrunta la un moment dat cu astfel de lucruri și le spun, măi, spuneți-vă povestea. Și sunt ferm convins că mai sunt oameni care vă pot ajuta. Sunt ferm convins că inclusiv în cabinetele veterinare, în situații de genul ăsta, se găsesc soluții, adică se splituiască cumva factura respectivă, să mai găsească, să mai taie din manopera medicală, adică se găsesc, dar ideea e de a spune povestea. De a spune povestea și, știți, e un film celebru, mâna întinsă fără o poveste nu primește nimic. Deci e foarte importantă povestea. Și dacă povestea este spusă, sunt ferm convins că se rezolvă lucrurile. Da. Lumea a luat o razna apropo de grupurile astea pe Facebook, cu câini se generează atât de multă ceartă, conflict de la tot felul de lucruri, că unul știe, că unul nu știe. Tocmai de-aia am și zis pentru sănătatea emoțională a aparținătorilor de căței, ar trebui să înțelegem niște lucruri înainte de a lua un cățel, apoi după ce l-am luat să ni-l asumăm în totalitate, pentru că e o viață și dacă mai sunt și copii în casă, copiii urmează exemplu părinților, adică dacă părinții se simt incapabili să gestioneze relația cu un cățel care l-au luat ca un moft, ulterior și copilului va intra în cap și va crește cu ideea că poți să iei, să renunți sau să lași sau să nu spese, sau... Adică eu cred că e
un spațiu de responsabilizare extraordinar, aducerea unui cățel în viața unei familii. Da, punctați foarte bine aici, mai ales când există copii. În primul rând, când îți alegi o anumită rasă, trebuie să fii sigur că este compatibil cu un copil. Dacă ai un copil mic de 2-3 ani de zile, nu recomand să-și achiziționeze un câine de talie mare. Ce se întâmplă? Un cățel de talie mare, în primul an de viață, poate să ajungă la 40-50 de kilograme. Copilul are 12-15. Da. Primul impact cu el, când va fi puțin mai mare, îl va trânti, dărâma. Și atunci încep să apară problemele. Pentru copiii mici, îmi recomand căței de talie mică. Căței care să nu creeze probleme sunt căței care au, să spunem, un comportament mai agresiv. La orice lucru ai face, că îi mișc castronul, că îi iei jucăria și poate să apară problema asta și atunci cauți o rasă care să fie iubitoare de copii. Deci toate, e ca un scoring pe care îl faci. Trebuie să vezi ce mi se potrivește mie. Dar există și în limba română și în engleză pe net exact acest scoring, da, apropo de fiecare rasă, și recomand tuturor celor care încă nu și-au luat, că pentru cei care și-au luat prea târziu. Să citească foarte atent despre caracteristicile fiecare rasă. Rasă. Exact cum a spus, Beagle-ul, dacă nu-l alergi, la fel, toate rasele care deviază din cei de vânătoare au nevoie de așa. Dacă ești leneș și ai 70 de ani și totuși vrei să-ți iei un câine, ia-ți unul mai static, unul care doarme jumătate de zi. Adică, vezi, fiecare lucru devine foarte important pentru că e repetitiv. Adică nu poți să dai skip la o zi din viața unui câine. Exact. El trăiește 10, 14, 18 ani, am văzut unii, și tu tot timpul ăsta e un membru al familiei care trebuie să integreze stilului tău de viață. Și toate lucrurile astea care apar, într-adevăr, sunt costisitoare emoțional, pentru că tu îl iei terapeutic și ulterior devii mai depresiv decât erai înainte, pentru că diluiești cu lucruri care te împovărează mai mult decât te despovărează. Uneori unii nu mai pot gestiona și de aceea apar atât de multe abandonuri. Vezi că îi lasă, deși sunt câini, chiar dacă poate nu sunt de rasă pură, de puritatea asta, că la noi canisele abia au început, adică la noi abia acum încep oamenii să-și dea seama că economia e mai mare dacă iei un câine de la o canisă decât să investești pe urmă în toate tratamentele triplu decât, sau de 10 ori mai mult decât ai dat pe un cățel care arată ca un pug, dar nu e pug. Adică recomand de fiecare dată să îndrepte cei care vor să-și ia un cățel, să îndrepte către canise serioase. Ele pot fi găsite pe site-ul Asociației Chinologice Române, mai puțin de pe anunțuri. În momentul de față există o paletă atât de largă de tot fel de site-uri cu anunțuri, cu vânzări căței, și de aici încep să apară problemele. Cele mai des întâlnite sunt bolile infecțioase. Iau căței din așa numite, să spun, ferme de căței în vestul țării și în afara țării, imediat în Ungaria, Polonia, Cehia. Există ferme unde sunt 200 de mame care în permanență dau naștere la pui. Nu pot controla acolo nicio boală parazitară, nicio boală infecțioasă, mai ales că schimbă oarecum și mediul, schimbă microbismul, iar în momentul în care ajung în casă, în 3-4 zile încep să vomite, să facă diaree, să declanșeze o boală infecțioasă gen parvoviroză, care de multe ori se soldează chiar cu moartea animăluțului. Și atunci deja e o traumă. Ți-ai luat un cățel, exact ca și pentru terapie, poate ai trecut printr-o problemă de sănătate, problemă familială, și ții un cățel și îți moare și cățelul într-o săptămână după ce l-ai luat. Vă dați seama că trauma este și mai mare. Și atunci recomand să adreseze doar crescătorilor. În momentul de față este ilegal să mai reproduci dacă nu ai câine de valoare, să spunem, chinologică, câine arbitrat, câine care să aibă drept de reproducție, dar știți foarte bine, în România prima regulă pe care, sau prima lege, să nu respecti regula. Sar peste regula respectivă. Dacă ar exista, cum erau în urmă cu 15-20 de ani, să ai în casă o cățelușă, să-ți fete, să fie, să spunem, un mediu familial, da, recomand de acolo să-și ia un cățel, că probabil va fi mult mai sănătos decât un cățel dintr-o astfel de crescătorie sau de pe aceste site-uri. Mai era o idee pe care voiam să o punctăm, referitor la responsabilizarea copiilor.
din ce în ce mai mulți copii ne calcă pragul cabinetului, însoțiți de părinți și de, de cățel. Și urmăresc ani de zile. Cei care într-adevăr vin și ei la medic își plimbă cățelul, părinții îi trimit, îi pun să-i perie, îi pun să, adică le recomandă să le dea să mănânce, devin mai responsabili și văd inclusiv în parcursul lor profesional, de școlarizare, de tot, de se dezvoltă mult mai frumos, se dezvoltă armonios. Un cățel care e luat ca un moft și se ocupă mama, bunica și copilul nu are, să spunem, nici o grijă efectiv, de implicare din punctul ăsta de vedere, copilul acela devine indiferent. În momentul în care ajunge la clinică și ia un telefon, butonează telefonul, se joacă, dar niciodată nu-l va interesa de ce a venit el la cabinet. Mm-hmm. Cei care se implică de fiecare dată stau, mă ascultă, vor să știe ce are animăluțul lor. Și pentru noi, vă dați seama, am avut o situație, chiar am mai povestit-o, cred că într-o emisiune, în care doi copii au venit cu un beagle. Un beagle intoxicat cu o travă de șobolani. Și ajunsese destul de târziu în care nu credeam că îl mai putem salva. Și a doua zi a venit tatăl cu copiii și au venit și m-au tras de mână. Domnul doctor, îmi promiteți că îl puteți salva? Deci încărcătura emoțională pe care am primit-o atunci, ce poți să spui unui copil? Că nu poți, tu ca și medic, atunci le-am promis. Da. Și mi-aduc aminte că am stat aproape 72 de ore în clinică, n-am mai plecat, am transfuzat cățelul, am urmărit fiecare etapă, doar prin prisma faptului că promisese unor copii lucrul acesta. Una e când vorbești cu un adult și poți expune toate lucrurile astea. Gândiți-vă că și pentru noi este o încărcătură emoțională foarte mare când pierzi un pacient. Că se întâmplă lucrurile astea. Gândiți-vă că ai un pacient pe care știi că poți să-l salvezi și proprietarul nu vrea. Efectiv nu vrea, din considerente, inclusiv luat în calcul cele financiare. Dar situația asta este cea mai puternică în momentul în care un copil te întreabă dacă poți să-l salvezi. Tu nu poți să-i spui că nu poți să-l salvezi, pentru că atunci pentru el și îi promiți că îl salvezi. Și faci tot posibil. Da, dar chiar am mai văzut un reportaj unde o fetiță, cred că în jur de 10 ani sau poate 12, trebuia să strângă 100.000 de roni, unde ați avut intervenția o televiziune comercială. Și avea cățelul cu picioarele paralizate și s-a apucat să facă bijuterii. Adică ce interesant, deși nu te aștepți la un copil de vârsta să se apuce de muncă, ea și-a strâns banii, a devenit virală povestea ei, apropo cere printr-o poveste bună și ți se va da, și iată cum acest copil a devenit un fel de Este un simbol iconic. Cunosc foarte bine copilul. Da. Copilul a mers chiar la fratele meu. Noi suntem o familie de medici veterinari, 3 frați medici veterinari, și i-a recomandat să meargă către un spital specializat pe parte de neurochirurgie și ortopedie. Copilul provine dintr-o familie bună, dintr-o familie unde au posibilități financiare, dar eu am admirat chestia asta, că până la urmă, inclusiv părinții au lăsat-o să se responsabilizeze, s-a implicat și vă spun, deja cățelul este operat, sper că va avea o evoluție bună, în orice caz a ajuns pe mâinile cele mai bune din România, deci e unul din colegii care face performanță în neurochirurgie și ortopedie și vă spun, pe mine chiar m-a mișcat povestea, ați văzut, am dat share la rândul meu, apoi fratele meu îmi spune, știi că îi cunosc pe oameni, sunt din București, ei au chiar o casă de vacanță în Vama Veche și copilul era acolo. Da, deci știu povestea mai în profunzime decât ar ști eu toți. Deci nu vorbim de o situație materială care nu putea să-i permită să plătească o astfel de intervenție. Dar faptul... Aportul și a făcut implicarea și a făcut ceva. Da. Păi de asta spun că rolul câinelui, adică mai mult decât alte animale, care se și spune câinele prietenul omului, adică e o prietenie, e o conexiune între om și câine care transcede multe lucruri pe care noi le putem exprima prin cuvinte. Și de partea medicilor veterinari, cred că pisica e un tip de animal, nu știu, că vine lumea cu tot felul de animale, acum peturile s-au dezvoltat foarte mult, acum lumea are șerpi, păianjeni, fel de păsări,
Însă totuși, raportat la câine care însoțește omul de veacuri în tot felul de activități, de la domestice, agricole, mai știu eu, ciobanul, oile, câinele, pază, adică, păstoritul, adică la noi câinele, cum să spun, este un tradiție să ne fie aproape și să ne fie un sprijin, să ne fie o nădejde. De aceea consider că vorbind de relația om-câine, om-familie, este ceva care leagă foarte mult, adică aduce foarte multe beneficii. Acum că tot vorbeam de copii, hai să demitizăm chestia asta cu bolile transmisibile, pentru că majoritatea când avem un câine în casă avem tendința să-l pupăm în bot, să-l, nu știu ce, ce tip de igienă ar trebui să avem astfel încât să nu reprezinte un pericol orice de la câine către copii sau către alți membri ai familiei. Într-adevăr, există niște boli care se pot transmite de la căței la copii, la adulți, dar lucrurile astea noi le putem preveni. În momentul în care avem în grijă un cățel, trebuie să mergem cu el periodic la medicul veterinar. Îl deparazităm intern, facem examene coproparazitologice, facem vaccinările, dar un cățel poate fi luat în brațe, poate fi ținut în pat. Eu fac parte din categoria care pup căței, pup pe bot. Într-adevăr, poți să fii expus. Dar dacă îți faci datoria față de companionul tău, problemele sunt mai puține decât ai pupa un om. Da. Deci de multe ori chiar le spun proprietarilor că mai sunt aici, mai e un mit cu cel cu spălatul. În care ei vin și spală cățelul odată la 6 luni, la 3 luni, la 4 luni, că așa li s-a zis, că e într-un cabinet, că au citit de pe un forum. Fraților, uitați de chestia asta. Un cățel care stă în casă și îl iei în pat, îl iei în canapea, îl speli de câte ori este nevoie. O dată pe zi, de 2 ori pe săptămână, păi de 3 ori pe săptămână. Păi dacă l-ai scos afară, doar nu îl pui în pat după ce s-a plimbat prin parc. Exact, și asta e e ca și cum te-ai sui tu cu pantofii în pat. Asta le spun și eu. Da. Și spun, îți pui tenisii sub pernă și doar cu tenisii sub pernă. E un cățel de curte? Da, speli mai rar. Dar în momentul de față există o paletă atât de largă de produse cosmetice pentru animale care sunt compatibile cu pielea, cu blana animăluțului. Sunt într-adevăr animăluțe care au probleme dermatologice. Mergi la un veterinar care are dedicat serviciu de dermatologie și găsești un șampon care este compatibil pentru cățelul tău. Deci soluții există. Da. Dar asta cu nespălatul, cu spălatul odată la 3 luni, 6 luni de zile... Și animalul miroase. În primul rând, e o condiție, un disconfort pe care ți-l și produce. Și pe el, faptul că începe să-l mănânce, e ca și cum noi am stat atât de mult nespălat. Exact, exact. Până și cei de la țară îi vezi că se mai duc în râuri, se mai înoată, exact. Mai se răcoresc, chiar și cei de afară. Deci, pui furtunul pe ei. Da, deci ne întâlnim foarte, foarte des cu astfel de proprietari care sunt, să spunem, mai puțin informați sau... Ei încearcă să informeze, dar le e frică să iau o decizie în direcția asta. Nu recomand să facă lucrul ăsta cu produse cosmetice de oameni. Nu recomand să improvizeze cu tot felul, că am văzut cu pastă de bărbierit, cu Axion, cu nu mai știu ce, tot felul de detergenți care nu au nicio treabă cu, să spunem, îngrijirea corporală a unui animăluț. Dar dacă noi ne facem datoria, îl vaccinăm, deparazităm, facem îmbăierile necesare, probabilitatea de a transmite ceva este foarte, foarte mică. Uitați-vă că acum trecem printr-o situație pandemică unde ne e frică să ieșim afară. Mai degrabă luăm de la un om un virus decât de la un animalus care îți dă și foarte multă afecțiune, te iubește necondiționat. Eu cred că îți dă și imunitate, dacă mă întrebi. Da, îți dă și imunitate. Copiii chiar există în general studii. Unde linge cățelul, dacă ai o rană, parcă se vindecă mai repede, o zgârietură. Adică ei au și, până și faptul că el vrea să te ajute, vrea să te aline, să-ți aline o... durere, o durere, chestie, cum și pisicile se pun pe locurile unde te doare pe tine, burta, ai ceva reumatic. Deci relația cu animalul chiar este din toate punctele de vedere benefică, însă și noi ca oameni trebuie să arătăm respectul cuvenit unei ființe care chiar dacă nu este o ființă umană, are nevoi similare cu cele umane. Exact. Atât emoționale, cât și de îngrijire, cât și de spălare, cât și de hrană, pentru că majoritatea oamenilor, adică printre dramele care le-am văzut și eu în jurul meu, oameni care, deși știu că n-au voie să dea oase de pui la căței de talie mică, aruncă oase sau îi lasă să mănânce sau
îi dă ce mănâncă omul și nu totdeauna e o hrană potrivită și pe urmă fac tot felul de probleme. Deci ar trebui venit cu manualul de utilizare trebuie mai în serios. Trebuie punctat și acest subiect referitor la nutriție. Totuși suntem aici într-o zonă tot de nutriție la dumneavoastră aici. Da. Clar, recomandarea e să găsești o hrană la fel compatibilă cu companionului tău. Recomandarea e să mergem pe o hrană, să spunem, dedicată cățelilor. Există acum diferite tipuri de hrană industrială, branduri din gama, să spunem, economic, din premium, super premium, acum în funcție de posibilitățile fiecăruia și aleg un anumit tip de hrană. Dar totuși mai bine să-i hrănești cu o hrană dedicată câinelui decât cu o hrană exact. Umană. Exact. Dacă vrei să vii în completare, pe vremuri când aveam clinică, să spunem, și era medic generalist, pierdeam aproximativ 40 de minute o oră cu fiecare proprietar care venea la prima vizită și instruiam cu ce trebuie să-i hrănească, de câte ori trebuie să-i spele, ce trebuie să facă din punct de vedere al educației. Deci mergeam la unii pacienți, la vremea aia făceam și deplasări acasă și acea foaie pe care o dădeam era pe frigider, lipită cu magnet. M-am întâlnit cu proprietari care au venit acum 18-19 ani la mine și o aveau pe telefon, făcuseră poză cu al doilea sau al treilea cățel. Și toți se uitau. Bun, poți să vii din alimentația curentă cu anumite lucruri. Poți să dai unui cățel gen anumite fructe, poți să dai anumite legume. Morcovul. Dau un exemplu, un exemplu banal. Morcovul este un obiect de joacă, de rost, care conține și provitamina, beta-caroten, care provitamina A. Nu se întâmplă absolut nimic de la morcov. N-am avut situații în care să facă intoleranță la morcov, să se constipe, să facă vreo ocluzie. Deci e cea mai bună. Nici nu se poate injecta, da. Cureț, mai se dau jos din pesticidele astea. Da, mărul. Că îi dai o felie de măr, că îi dai, am câțiva crescători de câini de vânătoare și în fiecare zi dau recompensă mere la căței de vânătoare. Da. Deci e mai mult decât ok. Vrei să dai anumite produse lactate, trebuie să te interesezi ce tipuri de produse lactate poți să dai. Dacă nu are intoleranță la lactoză, poți să-i dai lapte, poți să dai o brânză, un caș, o brânză ușoară. Brânză de vaci, ușoară, da. Nu te apuci să dai brânză sărată sau o brânză din asta tartinabilă. Deci, da. Sau procesate. Brânză cu muce procesate sau brânză cu mucegai. Vrei să dai ou. Călbenușul de ou este foarte sănătos. O dată de două ori pe săptămână poți să-l dai chiar și crud. Sunt cazuri în care efectiv iau ouă de prepeliță și le pun peste mâncarea lor. Una, două linguri de iaurt, la fel, poți să le adaugi. Acum, cu cât treci mai mult către hrana menajeră și te apuci și gătești, cățelul clar nu o să mai mănânce hrana industrială, cea hrana uscată. Și devine un disconfort, că trebuie să te apuci să gătești. Dacă ai acasă un ciobănesc mioritic, trebuie să faci oale de mâncare. Dacă ai un cățel mic, da. Să spunem că mai poți să-i dai un piept de pui, poți să mai gătești, dar și acolo încep să apară tot felul de probleme, intoleranțe alimentare, probleme dermatologice, probleme digestive, cauzate efectiv de o hrană neechilibrată. Acum, spre final, aș vrea să vorbim despre specialitatea clinicii dumneavoastră, care este una dintre cele mai specializate, performante, dotate, echipate tehnologic cu echipamente de ultimă oră și e o șansă foarte mare pentru toți câinii care ajung în situații extrem de dificile, pentru că am văzut pe Facebook că aveți tot felul de căței care înghii lucruri mari, eu nu știu ce, și felul în care prezentați cazurile e și foarte vizual, ajută foarte mult și la educația celorlalți, pentru că uite, noi folosim Facebook-ul și în general rețelele astea sociale pentru tot felul de lucruri nesemnificative, care mai mult, sigur că pasiunea românului e drama, adică dacă nu e puțină dramă, dar să fie, chiar dacă e o dramă, să fie o dramă constructivă. Știm toți, sunt tot felul de oameni, asociații care mai adună bani, mai fac nu știu ce, dar în general sunt orientați către dramă, către poze care te impresionează negativ, îți fac chiar și rău fizic, versus aceste fotografii care dumneavoastră le prezentați cu niște caz, nu știu, un cățel care a înghițit un obiect mare, da, nu știu cum l-o fi înghițit el acolo, și se vede exact procesul prin care medicul chirurg
îl prezintă pe micul pacient proprietarul, îi explică cum va fi, după care aproape toată operația o vedeți pe ecrane. Există șanse extraordinar de mari versus ce erau în trecut ca operațiile să fie de succes aproape 100%. Și cu ocazia asta și vezi și ce pot face câinii, adică văzând cazurile dumneavoastră te gândești să nu mai lași nimic pe jos, să fii atent când pleci de acasă, cățelul să n-aibă acces colo-colo-colo, mai bine îi faci un țarc sau, adică să găsești soluția astfel încât să n-ajungi atât de departe, la fel cu săritul, că sunt foarte multe fracturi, deplasări, să ai grijă să nu ai o curte deschisă să iasă stradă să-l lovească mașina, pentru că am văzut că aveți mulți câini loviți de mașini. Care sunt cazurile cele mai des întâlnite așa în zona domestică? Câini care înghit chestii, câini care ce fac? Da, cele mai multe cazuri, într-adevăr, sunt corpii străini. Sunt corpii străini la nivelul aparatului digestiv. Foarte des ne întâlnim cu înghit oase. Oasele de obicei se blochează la nivel esofagian. Esofagul este, să spunem, prima porțiune de dinaintea stomacului. Într-adevăr, este o urgență medicală. Cu cât ajung mai repede pacienții, cu atât reușim să-i salvăm. Adică e probabilitate foarte mare să-i salvăm. Cu cât stau foarte, foarte mult, există inclusiv riscul de a se finaliza, să spunem, de destul de rău. Putem și pierde astfel de pacienți din cauza oaselor. Înghit tot felul de obiecte de jucării. Prin casă, jucării. Deci jucării scoatem probabil de câteva ori pe săptămână din stomacele lor. Într-adevăr, acum beneficiem de o tehnică endoscopică în urmă cu 12-13 ani. Am început să cochetăm cu partea asta de minim invaziv. Vedeam ce se întâmplă în vest, vedeam că lucrurile evoluează ușor, ușor și către țara noastră și am zis să aducem partea de endoscopie pe partea de endoscopie digestivă. Am început într-adevăr cu corpii străini, dar endoscopia este benefică în foarte multe situații. De diagnostic ascuns. În momentul în care cu un CT, cu un RMN, cu alte ecografie, radiografie, nu poți depista anumite boli, iar endoscopia te ajută foarte mult că poți și să prelevezi inclusiv probe de la acel nivel. Ușor, ușor am evoluat pe partea asta, am adus endoscopie respiratorie. Gândiți-vă că e o perioadă în care căței aspiră la nivelul nasului și curiozitatea face că avem foarte mulți mopși și buldogi care aspiră ariste, acele spice din iarbă. Și n-ai cum să le scoți. Doar endoscopic poți să le scoți. Sigur că da. Clar, intervenții chirurgicale nu se pune problema să intri acolo, gândiți-vă că trebuie să tai piele, trebuie să tai os, trebuie să desfaci nasul în două. E aproape imposibil să faci astfel de lucruri. Și atunci intrăm cu o cameră foarte mică, ajungem la nivelul cornetelor nazale și efectiv scoatem de acolo, extragem corpul străin, iar animalul în două ore și revine ca și cum ar fi avut nimic. A tras un pui de somn. Și asta a fost. Mai departe am evoluat, am venit pe parte de urinar. Căței fac și ei pietre la nivelul aparatului urinar, cum facem și noi. Și intrăm acum cu un aparat foarte mic, care spargem cu laser, fragmentăm pietrele și nu mai e nevoie de o intervenție laborioasă. Dacă facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă în medicina umană, primul segment unde chirurgia clasică a dispărut în totalitate este urologia. În medicina umană aproape că cred că este malpraxis să te apuci să tai. Să fac chirurgie, doar chirurgie laparoscopică, endoscopică. Deci nu mai există la momentul de față să tai abdomenul, să te adresezi unui organ din aparat urinar. Fie el rinic, vezică urinară, prostată. Gândiți-vă că în medicina umană vorbim de robotul Da Vinci. Robotul Da Vinci, ca și utilitate, prima utilitate a fost în chirurgia prostatică și apoi s-a dezvoltat inclusiv pe chirurgie bariatrică, chirurgie hepatică, chirurgie pediatrică, adică, dar prima indicație a fost pentru chirurgia prostatică. Lucrurile, să știți că încep să evolueze și progresăm în medicina veterinară. Deja mai toate orașele din țară există cel puțin un endoscop pe parte de digestiv și sunt fer convins că partea asta pe care am făcut-o noi, munca asta pe Facebook, a fost benefică și pentru colegii noștri. Da, da. Pentru că lumea era reticentă în România. Suntem într-adevăr un popor latin care ne place să avem tehnologie, ne place să ne dăm mari cumva că avem tot felul de lucruri, spre deosebire de partea, să spunem, nordică, popoarele germanice, englezii, unde ei sunt mai conservatori. Să știți că partea de endoscopie este mai bine dezvoltată în partea latină
Italia, Spania, America de Sud, decât popoarele pe care le-am menționat înainte. Și am văzut că, într-adevăr, în România, până la urmă, a prins latura asta de endoscopie și s-a dezvoltat în mai toată țara, că munca noastră nu este doar de a promova pentru noi un serviciu. Cu cât... Este de a educa, spune. Educa. Da. Uitați-vă câte cabinete stomatologice sunt la fiecare parter de bloc. Există un cabinet stomatologic. Sunt ferm convins dacă vor exista mâine în România 100 de clinici care vor avea endoscopie, va fi din ce în ce mai multă lume care va dori să facă minim invaziv. Vă dați seama, pentru un corp străin în stomac, ce ar implica o intervenție chirurgicală? Să tai abdomenul, să desfaci tot ce înseamnă, tai stomacul, recuperarea pacientului va grea, fi de cel puțin lungă, o săptămână, complicații, exact, antibiotice. Da. Oamenii se gândesc și pe moment. Într-adevăr, o intervenție endoscopică poate să aducă niște costuri mai mari de moment. Dar dacă te gândești pe termen lung, pe săptămâna în care... E o super economie. Da, nu te mai duci la doctor o săptămână, zi de zi, dimineață, ții câine la perfuzie, internat. Deci lucrurile... Noi trebuie să înțelegem că ăsta e trendul. La un moment dat, un medic chirurg celebru în România, medic uman, chiar mi-a spus: Costi, cine nu va face medicina umană minim invaziv, o să intre în depresie la un moment dat, că nu o să mai aibă de lucru. O să se apuce, știți foarte bine, că o meteahnă a depresiei e chiar și băutura. Și unii se devin alcoolici. Și există chiar un studiu care arată că cei care nu folosesc tehnici mini-invazive o iau în direcția asta. Deci vă dați seama că devine o frustrare atunci tu să nu poți să faci. Se duce către celălalt, că până la urmă eu îmi doresc binele pentru mine, pentru animăluțul meu, pentru membru familiei mele și mă duc să caut o intervenție care să închinuie cât mai puțin aproapele. Da. Asta e ideea până la urmă, că să aibă o recuperare, să fie siguranță. Deci, din punctul ăsta de vedere, vă spun, cred că minim invaziv în 3-4-5 ani de zile va fi preponderent mai mult de 30-40% din clinicile veterinare în România. Da, plus că te liniștește numai când auzi minim invaziv, adică este la jumătate cel puțin fiecare din eforturile pe care le-ai de făcut cu recuperarea cățelului, cu administrarea unor tratamente care să fie postoperatorii și care toate sunt... un antibiotic, pe urmă trebuie probiotic, pe urmă nu mai știu ce mai trebuie, exact. Adică toate sunt alte costuri, exact cum reduci. A spus, reduci dintr-o singură operațiune stresul fizic, psihologic și e și o economie financiară una peste alta, iar felul în care e prezentat totuși atât de curat, cu atât de multe locuri și cu atât personal cum aveți acolo. Încă nu v-am vizitat, am văzut doar prin fotografii. Vă așteptăm pe 10 septembrie, inaugurăm noul spital. Vă spun, e un spital care și pe mine, vă spun, a ajuns să mă impresioneze. Chiar povesteam cu foarte mulți colegi că acum 10 ani, dacă m-ar fi întrebat cineva dacă aș fi visat vreodată așa ceva să avem în România, nici în cele mai frumoase vise ale mele, nu credeam că vom putea avea un spital unde să avem computer tomograf, să avem radiologie intervențională, sau acele tehnici prin care noi intrăm inclusiv la nivelul vaselor de sânge și stentăm în vasul de sânge. Intrăm cu anumite fire ghid și ajungem în orice loc din corp. Și noi vedem totul, ați văzut inclusiv, cred că prin filmulețe pe la TV, pacientul la uman, pacientul este treaz. Da. Și îl vede că ajunge la nivelul coronarei și stentează coronara. Noi facem astfel de proceduri, într-adevăr, nu pe coronară, că incidența infarctului miocardic la căței este mult mai mică decât la oameni aproape inexistentă, dar embolizăm tumori, punem stenturi pe cavă, embolizăm șunturi intrahepatice, facem niște intervenții, vă spun, chiar sunt de... De un nivel foarte înalt. Da. Da, deci tehnologia la momentul de față de care dispunem, chiar deodată stau și mă gândesc, mă dau cu 10 ani în urmă și spun, nu, nici mie nu vine să cred când intru în clinică. Deci chiar nu vine să cred. Cred că o să fie, știți că vorbeam mai devreme de cabinete stomatologice, exista un turism medical stomatologic, pentru că avem medici stomatologi extraordinar de buni, cabinete cu prețuri versus alte țări, la jumătate, dacă nu și mai bine. Și probabil că în viitor, ținând cont de condițiile în care s-au creat
așa spitale și o performanță în medicina veterinară, să sperăm că vor facem veni... Facem lucrul ăsta de 2 ani. Noi acum mă duc la ora 12, am o consultație din Bulgaria. Deci există deja. Facem lucrul ăsta de mai mult, chiar 2 ani spre 3 ani. Adică sunt din zona asta, noi suntem un centru de referință pe partea de radiologie intervențională și tot ce înseamnă tehnici minim invazive. Iar colegii din toată zona, din Grecia, din Turcia, din Ungaria, trimit către noi astfel de cazuri. Da, pentru că vezi, noi românii suntem așa un gen de nație care ne uităm tot timpul la alții așa cu mare respect. Italienii, turcii, nu știu ce, și noi avem aici niște doctori extraordinari, însă vorbindu-se puțin despre dânsii sau ei sunt foarte ocupați, nu acordă timp să-și mai facă reclamă, că nici nu mai au când să mai primească pacienți și așa mai departe, nu avem mândria asta de oamenii care sunt în țara noastră, indiferent de specialități. Dar străinii apreciază, sau chiar români plecați vin, deși ar putea foarte bine să urmeze de tratamente, nu știu, în țările în care locuiesc de 10, 20, 30 de ani, vin în România, chiar și din America. Am nu știu câți prieteni care și-au tratat familia din punct de vedere stomatologic în România. Da, noi avem, suntem cu partea asta care, să spunem, facem minim invaziv în lume, ne cunoaștem, suntem ca o familie, ne cunoaștem, nu cred că suntem mai mult. Bine, cred că sunteți și unici, 3 frați care faceți toți aceeași. Da, dar nu, vorbesc de tot comunitatea de medici veterinari la nivel mondial. Nu, mondial, vorbim de medici veterinari care fac minim invaziv. Noi suntem probabil până în 300 în toată lumea și ne cunoaștem toți între noi. Mm-hmm. În momentul în care un proprietar de cățel sună la o clinică de referință, vă dau un exemplu, în Italia. Le spun, dar de ce nu mergeți în România la doctorul Ifteme, uh-huh, pentru că el face așa ceva, pentru că oamenii vor, într-adevăr, uh-huh, vor să plece, să spunem, caută servicii de foarte bună calitate, inclusiv în afara țării. Și pentru noi e foarte important când primim chiar recomandări și nu ne aveți în România. E doctorul Ifteme care face astfel de intervenții. Chiar am fost mândru când din facultatea din Viena am zis, domnule, face mai multe intervenții pe urinar decât facem noi aici la Viena. El are laser holmium înaintea noastră, noi ne-am luat după el. Și atunci oamenii au căpătat încredere în momentul în care vine o recomandare de la, într-adevăr, un centru de referință important european către noi. Adică chiar e un motiv mare de mândrie. Felicitări, sunt bucuroasă că a fost puțin timp înainte de programări să facem această poveste frumoasă despre ce înseamnă câinele în viața omului, despre relația noastră cu el, despre beneficiile pe care le putem avea de la medicii veterinari din București. Am auzit că și în țară sunt câteva cabinete deosebite care își dau toată silința și din punct de vedere al profesional, cât și sufletesc, să-și salveze toți pacienții, să-și facă meseria ca o vocație, nu ca o profesie. Că mulți spun, da, că totul e pe bani, dar nu, aici se și vede. Adică când întâlnești oameni acolo care au lacrimi în ochi pentru câinele altcuiva, deși trebuie să ai o neutralitate, să nu te implici, dar totuși sunt situații exact așa, când vine un copilaș sau când vezi pe cineva că își vinde ceva ca să-și salveze, n-ai cum să nu vibrezi și să nu transcezi profesia și să fii și om acolo. Așadar, sunt încântată că v-am avut în studio. Vă doresc numai cazuri reușite și numai pacienți vindecați și să ne vedem cu bine, poate să facem un episod și despre pisicuțe, pentru că sunt mulți iubitori de pisici care probabil vor tot așa să afle detalii despre lucrurile care pot fi demitizate și despre lucrurile care le pot aduce beneficii în viața de familie. Cu mare drag, chiar o să vorbim despre pisici, că aici e o categorie aparte. Aparte. Da, iubitori de pisici. Bun. Dragilor, dacă ați rămas până în acest moment alături de noi, nu uitați să împărtășiți cu prietenii acest episod valoros pentru cei care au căței. Dacă nu aveți cățel, țineți minte și țineți cont de tot ce s-a vorbit aici, pentru ca să aveți o viață ușoară. Oricum, săptămâna asta să vă fie bună, ușoară și numai sănătate!